România este campioană mondială la fotbal-tenis, iar echipa Athletics Slatina a contribuit din plin la această reușită, trei dintre componenții acestei grupări locale făcând parte din lotul național. Este vorba despre slătineanul Sebastian Jecu, Marius Stoienică și Lucian Purice din Lupeni. Cei trei au fost cooptați în lot și au reușit să și confirme în cantonamentul de la Izvorani, drept pentru care au făcut deplasarea în Cipru. Slătineanul Sebastian Jecu a luat parte la proba de dublu mix alături de sportivele Florina Chiar și Ana Maria Gherghel. Pentru mine a fost un campionat mondial foarte greu, 25 de echipe participante. Am stat în sală și 15-16 ore pe zi. Este a doua participare, am mai participat la campionatul mondial de juniori din 1996 în Brazilia. Am obținut locul 3, medalia de bronz, iar anul acesta am obținut medalia de aur. Pentru orașul nostru, performanța este cu atât mai mare cu cât înainte de mondial, echipa Athletics Slatina a mai obținut un titlu, cel de campion națională. Gruparea slatineană nu are însă de gând să se oprească aici și și-a propus noi obiective pentru sezonul următor. Înaintea acestui campionat mondial, în cantonamentul de la Izvoran, s-a făcut o selecție. Noi am fost 12 jucători din țară care am participat în acest cantonament, iar domnul antrenor ne-a pus pe fiecare pe postul lui, adică unde era nevoie. După acest campionat, noi o să ne pregătim în continuare pentru campionatul național, care va începe în luna martie. Eu am hotărât împreună cu colegii mei de la Slatina să ne prezentăm în campionatul viitor, numai cu jucători din Slatina. Campionatul mondial din Cipru a avut loc în perioada 13-20 noiembrie. Pe lângă medaliile de aur obținute de sportivii de la Athletics Slatina, alături de lotul României, echipa locală s-a mai ales cu încă un titlu. Fotbalistul Marius Stoienică a fost ales cel mai bun jucător al competiției.